Deci, ambulanțele. Da. Convenim principiul că aici e loc pentru 4 ambulanțe și loc pentru scoaterea tărgii și transportul bolnavului către urgență. Aici sunt două uși de acces, chiar 3. Una principală o ținem de rezervă, dar două vor fi folosite tot timpul. Ele se deschid, după cum vedeți, automat. Și se ajunge în triaj. Pacienții care vin nu cu ambulanță, și care vin pe picioarele lor sau cu mijlocul de transport, vor intra până altă parte. Deci asta e zona pentru ambulanță. Și aici vine pacientul. Aici va fi un triaj, care va fi dotat cu tot ce trebuie. E deja încheiat. Și din triaj, bolnavii vor merge în funcție de patologie. Dacă e un traumatism, merge la minore 2, un traumatism necomplicat. Dacă e urgență majoră, merge la majore. Dacă e o durere simplă într-o consultație, merge la minore 1. Cam asta se întâmplă. Și acum, o luăm de parte. Aici, prima chestie, cum să vă introduc. Aici o zonă de așteptare, dar vedeți că e mult mai mare, mult mai generoasă și o să mai luăm astfel de vânduțe și pentru celelalte zone, unde oamenii pot aștepta să le vină rândul, cei care nu sunt urgențe majore. Aici va fi laboratorul, deja s-au adus câteva aparate. Vedeți că e foarte aproape, se recoltează undeva în zona asta și aici se prelucrează analiza. Ce? Sânge sau? Sânge, urină și așa mai departe. Este laboratorul 1. Okay. Care va funcționa aici până când trebuie de renovat și cealaltă parte. Bun. Haideți să vă arăt. Exemplu, pacientul a venit și spune că are o fractură. Și trebuie să-i se facă tomografie computerizată. El este dus cu cotarul până aici. Oricum, în important. Arată în fel. Așa. Bolnavul intră pe aici. Da. Trebuie să intrați prin pe aici. Bogdan nu este medic, intră pe aici, da? Bine? Da. Asta e un plan de flet. Este un aparat, un computer tomograf, achiziționat tot pe fonduri și montat în lucru, care face orice fel de tomografie, inclusiv angio-CT. Asta înseamnă că și pacienții care au probleme vasculare, tromboze, ischemii de artere periferice, pot, nu mai trebuie să facă angiografie. Pot să facă rapid un angio-CT și diagnostic se pune imediat. Scoate intra în sat. Și investigații la cap, torace, abdomen, pelvis, tot ce doriți. Bun. Și care? Să spunem că s-a făcut tomografia, da? Iar imaginile se duc pe calculatoare la toate posturile de lucru, deci la medicii de urgență, dar le pot vedea și medicii din spital. Neurochirurgii și altele. Să spunem că e vorba de urgență majoră. Hai să zicem că e vorba de un infarct. Miocard. Infarctul aduce ambulanța, practic nu ambulanța, ci echipajul de terapie intensivă mobilă, care îl vedeți tot timpul în curtea noastră, și îl duce de aici, direct, într-o zonă unde are mult mai multe posibilități de a fi tratat și investigat. Să spunem, aici să fie majoră, da? Aici sunt tot timpul supravegheați de lanță, acces la rampă de oxigen, monitoare și așa mai departe. Și se pot face primele măsuri de tratament. După cum vedeți, și paturile, stărgile sunt de ultima generație, sunt cât se poate de comode. Nu vă doresc să stați pe ele, dar sunt comode ca la fel. Hai să spunem că sunt pacienți mai puțin grav, dar care totuși necesită supravegherea termică. Aici e persoana medicală. Da, până arătați. Vreau să vă arăt și camera da. Unde se vor face suturile și gipsuri. Exact. Ia, arătați-ne. Deci aici e camera pentru mică chirurgie. Da. Perfect. Aici au spălător, tot ce trebuie pentru chirurg, să vină să-i coase. Da. Vorbesc de legiuni simple care nu există acces în sala de operație. Am avut eu. Da. Unde se montează aparatul gipsat? Acolo e masă de gips. Aici, cine își rupe o mână, un picior, doamne, se poate rezolva. Astea sunt, e un mobilier medical, tăvițe cu materiale sanitare, o să le umplă zilele următoare. Okay. Așa. După cum vedeți, capacitatea acestei unități este foarte mare, pentru că și adresabilitatea e foarte mare. Discutam cu domnul președinte, anul ăsta, până în prezent, s-au prezentat la urgență, la județean, 60.000 de oameni. Câteva mii pe lună.
Din acești 60.000, 14.000 au fost internați și numai 1.000 și ceva au fost transferați. Restul au mers acasă, că au fost urgențe minore. Cam asta e volum. S-au remis. Deci asta e volum. Asta înseamnă că totuși un 10% transferați, că noi n-am avut posibilități, sau au dorit familiile să-i transfere, e un procent cât se poate de rezonabil. Vorbim doar de pacienți mai din Prahova sau și din pacienți din Prahova și nu din alte județe. Ce putem să facem? Sau dacă merge deci, la pacienți din România, pacienți din alte țări, din Ucraina. Săptămâna trecută am avut din Brașov cuiva care s-a făcut rău un tren și a oprit trenul. Colaborăm și cu județele din Prahova. Da. Vin poate și de la Buzău, vin și de la Târgu, vin deci, la... Deci, unde mergem? Mai vreau să resuscitarea să o vadă, nu? Da. Hai să ne arătați ce aia, da? Deci în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă cel mai grav eveniment, să spunem un stop cardiorespirator, da? Ne arătați? Nu mai ajunge aici, în zona asta, se duce direct în resuscitare. Tot va fi ascultat. Nu mai plimbăm aici. Dacă a venit un stop, Doamne ferește, un accident de mașină, de motocicletă și vine stop. Vine, îi face masaj cardiac cu ambulanța. Vine, vine. Și asta e zona pentru cele mai majore urgențe majore. Da, da. Da. Ușile astea vor sta deschise, e un sistem pe care să-l pornim. Asta se închid numai în anumit. Asta e zona de resuscitare. Unde se face masajul cardiac, defibrilare și mai departe. Și aici avem, nu? Tot nou. Absolut tot nou. Și o să vă mai spun o chestie. Noi, când muți o urgență, o unitate de urgență, nu poți să muți jumătate. Odată, dacă mutăm acei bolnavi, nu mai putem să intrăm să vizităm. Și doi, se mută pe rând. Astfel încât, până în ultima secundă, rămâne o echipă în partea cealaltă, că dacă apare ceva, probabil o să mutăm minorele întâi și majorele ultimele. Da. Și evident și aparate care sunt tot noi, trebuie să vină să completeze zestrea, pentru că l-am cumpărat în ultimii 2 ani și vor fi folosit. Gata, mulțumim pentru tot acest. În față, când discutăm, sunt firmele care fac proba la instalația de încălzire care e centralizată. Ea a fost probată odată, dar eu vreau să mai fac două. De asemenea, luni vine ISU ca să ne dea avizul definitiv de funcționare și mai facem câteva probe tehnologice la oxigen și la celelalte aparate. Dacă totul iese bine, cel mai fericit caz, începând de luni și până miercuri, se termină toată povestea. Deci eu, optimist fiind de felul meu, sper ca joi să funcționăm în mod așa. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. După cum vedeți, după cum v-am promis, continuăm să muncim foarte, foarte mult ca să ducem Prahova pe primul loc, acolo unde este locul, de fapt, și mai mult, și o să tot repet asta în perioada următoare, până o să rețină toți prahovenii, continuăm să facem ceea ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani aici la noi în Prahova. Astăzi, după cum vedeți, am recepționat o parte din unitatea de primiri urgențe. Asta înseamnă, după cum v-a explicat și domnul Nica, înseamnă că trierea se va face în condiții mai bune, că oamenii vor aștepta analizele, transferul pe secții și toate celelalte activități care țin de unitatea de primiri urgențe. Veniți mai încoace, da, să stăm, sunt toate activitățile care țin de unitatea de primiri urgențe se vor face în condiții mult, mult mai bune. Așa cum v-am mai spus, avem un plan pentru sănătatea prahovenilor. Un plan care să ne ducă la servicii medicale de calitate pentru aici la noi în Prahova, ceea ce n-am avut în ultimii ani de zile. Planul ăsta a început cu cele 13 săli de operații. Practic avem cel mai modern bloc operator din țară. Ați văzut în curte se lucrează la ambulatoriu. O să avem un ambulatoriu modern. Astăzi, o parte din unitatea de primiri urgențe până la sfârșitul anului sperăm să fie gata toată unitatea de primiri urgențe. Ați văzut și spitalul modular. Urmează să-l dăm în folosință și spitalul modular. Vom continua la maternitate să avem o cameră de gardă
nouă, o să avem săli de operații noi acolo și o să modernizăm și saloanele de la maternitate. Tot acolo la maternitate o să avem o unitate, o să creăm o secție de pediatrie cu o unitate de primiri urgențe, cu saloane moderne și cu săli de operații moderne. Am spus-o și acum câteva zile, nu sunt mulțumit de ce se întâmplă aici cu pozile și cu toată așteptarea și dacă tot există digitalizarea, o să încercăm ca să luăm măsuri și în direcția asta, să nu mai stea oamenii atât de multe ore la așteptare aici. Nu sunt mulțumit, am mai spus-o, nici de hrana pacienților și o să vedeți în curând măsuri în zona asta. Urmează să dăm câștigătorul, de fapt am dat câștigătorul, suntem în perioada de contestație, așteptăm să vedem dacă suntem contestați, pentru studiul de fezabilitate la spitalul nou. Asta înseamnă că vom crea aici în zona asta 5 module, ca să mutăm din secțiile astea care sunt prin Ploiești, o să le aducem pe toate aici, o să legăm clădirea asta de o pasarelă de noile module. După cum știți, avem un campus pe care vrem să-l construim în zona asta, aproape de spitalul județean, o investiție de peste 30 de milioane de euro și sper să-l vedem plin de studenți de la medicină. Deci avem un plan pentru sănătatea prahovenilor, vă asigurăm că o să ne ținem de acest plan și vă asigurăm că o să ajungem să avem servicii medicale de calitate în Prahova. Vă mulțumesc! Doamne ajută să aveți toți o zi bună. Domnul Bogdan Nica o să vă răspundă la tot felul de întrebări tehnice la care dumnealui se pricepe foarte bine. Vă mulțumesc pentru prezență și o să ne revedem curând la alte obiective care țin de zona medicală. Vă mulțumesc. Valoarea investiției de aici, de la UCU? 20 de milioane de lei. Sunt așteptat la câmpina la o recepție, la un drum, să știți. De asta înseamnă că muncim. Bine, Bogdan, te lasă. Da, vă rog. Ați descris modul în care un pacient care ajunge într-o urgență majoră... Sumat. Da. Ca aparatură nouă, în afară de... am văzut în spate... Deci pe lângă echipamentele de monitorizare, sunt și 3-in-1 și separat. Asta înseamnă că îi poți vedea parametrii, tensiune, electrocardiogramă, saturație în oxigen și așa mai departe. L-ați văzut deasupra fiecărui pat. E un monitor. Sunt și alte echipamente. Sunt defibrilatoare care o să le aducem. Este unitatea asta de imagistică. Mai este un aparat rânghen nou care o să-l montăm în partea renovabilă. Un aparat care acum e pe vine un Siemens, tot de ultima generație digital. Și multe alte aparate care țin de meseria colegilor mei de la urgențe. Mă refer la, știu, un laringoscop pentru intubație, e și ăla prevăzut, e nou, e venit, și multe altele. Nu o să intrăm multe, dacă vreți vă dau lista exhaustivă ce a fost pe proiect și pe lângă ce a fost pe proiect, noi avem și alte aparate care le-am cumpărat pentru unitatea de urgență în ultimii ani. Unde vrem să mai completăm, pe lângă mobilierul ăsta nou, ar mai trebui mobilier. Din nefericire, la momentul de față, numai dacă cineva ne donează. Pentru că e ordonanța 34 care nu trebuie să fie mobilier decât medical. Asta înseamnă pat de spital avem și noptiere. Nouă ne trebuie, de exemplu, bălcuțe pentru sala de așteptare, fotorii alea care transportăm pacienții. O să găsim o soluție și a exprimat unii dorința ca să ne sprijine. Dacă nu, după 1 ianuarie o să ne cumpărăm astfel încât și aparatele astea care s-au uzat și datorită pandemiei și a multor urgențe, v-am spus, 60.000 de oameni au venit de la 1 ianuarie până în prezent. Până nu, sperăm să facem față. Și mai sunt echipamente de laborator care o să vină pe un alt proiect. Da. Și care o parte o să aducem și aici. Nu știu dacă toate, dar o parte sigur o să deservească lucru pentru că o viteză foarte mare. De exemplu, aparate de depistare a microbilor din gât, să spun. O să fie un aparat mai mare la boli infecțioase, pentru că acolo e zona lor, dar o să fie și un fel de point of care aici, ca să poți să te orientezi rapid asupra unei infecții când ai un sepsis. Și ce o să mai măloace colegii mei, în funcție de ce cred ei că le trebuie. Eu sunt alături de ei și ei, practic, cu un bloc operator a pornit de la o discuție cu chirurgii, aia care îi știți,
meseria și de județean și acest unitate de urgență a pornit de la o discuție cu urgentiști. Unde nu s-au înțeles la început, dar între timp am reușit să ajungem toți la o concluzie. Nu știu dacă o să-i placă și lui Raed Arafat, dar eu cred că se a venit și a văzut ceva pe aici și a bombănit. Ei, acum cred că nu mai bombă. La finalizarea tuturor acestor lucruri, cu cât se va reduce timpul de așteptare? Timpul de așteptare depinde de foarte multe lucruri. Timpul de așteptare se poate reduce prin mărirea numărului de persoane care sunt în asistență medicală. Și noi asta am făcut deja în ultimul an, adică am angajat medici urgentiști. Nu mai erau, dat erau numai 4. Între care 2 erau bolnavi de COVID, când am venit eu. Cam așa, erau 2. Au mai plecat din cei care erau de vârsta pensiei sau nu prea făceau față la urgență. Au venit niște colegi mai tineri, care se mișcă altfel și lumea e mulțumită de ei. Deja suna la față? Da. Timpul de așteptare, din nefericire, nu poate fi redus la pacienții care au nevoie de multe investigații. Pentru că să-i fac... Noi avem 2 tomografe. Suntem în puține unități de urgențe care la o adică funcționează cu 2 tomografe. Acum sunt 3. Mai trebuie să instruim și personalul și atunci îi împărțim între investigațiile tomografice de înaltă performanță, spunem că are nevoie de un angio-CT să vă face la aparatul care v-am arătat, iar celelalte 2 CT-uri care le-am refurbișat vor furniza imagini pentru urgență. Și atunci, împărțind în 3, evident că și timpul care stai cu targa la ușă să dai jos bolnava, sunt niște timp fix. 30-40 de minute la o investigație cu contrast. După care, noi neavând suficienți medici, dar avem un medic sau 2 radiologi care fac ecografii și radiografii. Restul externalizat de interpretarea CT-ului. Se mișcă destul de repede, dar tot durează 20 de minute, minimum. Da? Și se întâmplă să ai nevoie să faci 5 tomografii în 10 minute. Pentru că îți vin 5 ambulanțe. Și atunci, evident că noi încercăm să-i triem în funcție de gravitate și în funcție de timpul necesar în investigație. La fel, analizele durează la UCO acum între 5 și 12 minute maximum, ceea ce eu zic că e foarte bine. Și uneori 30 de minute, depinde de analizele cerute. Mai durează până când, după ce l-ai văzut un urgentist, trebuie să-l vadă și un specialist, așa cum o simt. Specialistul ăla este de gardă, la ora 8 seara, să spunem, și are un stop pe secție. Și evident coboră după ce resuscitează stop. Și atunci mai poate să aștepte. Noi am încercat să-i grupăm pe patologii, când coboară cardiologul sau neurologul sau chirurgul, să nu fie să coboare din sfert în sfert de oră. Și să îi ținem decât să-i vadă 5-6 oameni odată. Și atunci, pentru unii crește timpul, dar per global scade. Mai sunt și alte măsuri. O a 4-a linie de gardă, pe lângă. Și a 4-a linie, în general, ne mai folosim și de colegii care fac de gardă pe timp, dacă nu solicitează la un accident sau un infarct. Deci mai intervine și al 4-a linie. Deci așteptarea prelungită nu depinde numai de personal. Exact. Deci nu numai noi suntem cei care orchestrăm timpii solicită încă o sedă analiză să se convingă. Și asta mai durează încă 30 de minute. Da, eu pot să vă spun așa. Am comparat timp de așteptare pe aceleași patologie. Aici avem și o populație extrem de doritoare de servicii medicale de calitate și rapidă față de alte județe. Și o să vă dau exemple din centre universitare. La Sfântul Ioan, la Bagdasar sau la Sibiu, unde se stă mai mult. Pe aceeași patologie. La noi se mișcă foarte repede medoiul la fracturi și întorse, pentru că sunt colegii noștri foarte rutinați și se mișcă bine și chirurgiile și ortopedica. Mai greu cu specialitățile clinice, unde e și mai dificil de pus un diagnostic. O tulburare de rid. Trebuie să stai să-l observi, nu te apuci să-i bagi antiaritmice cu lopată. Și omul ăla vrea într-un pas și să rămâne să vedem dacă îți trece, te duci acasă. Ei, sunt oameni care doresc să interneze, neapărat pe alții, doresc să interneze familie. Și ăștia sunt cei recalcitrani. Sunt și oameni care au dreptate, nu contest. Primim și noi SMS-uri anonime și încercăm pe cât posibil, zicem colegii care mai obosiți, mai nervoși, au mai scăpat câte ceva și atunci, pas cu pas, eu vă pot prezenta și statistica reală și Ministerul Sănătății vă confirme că au și același sistem de SMS-uri anonime. Lucrurile s-au îmbunătățit față de 2020, când nu compar cu perioada pandemică. Compar cu 2019-2020 începutul anului. Păi pacientul care așteaptă, nu așteaptă stând pe hol, el așteaptă că e într-un pat, cu tratament prescris, monitorizat, văzut deja de un urgentist, poate văzut și de 1-2 specialiști, s-a mai cerut o altă investigație, deci de multe ori de asta se prelungesc foarte mult
timpii de așteptare, dar nu este așteptarea în triaj fără să fi văzut nimeni. Nu, este așteptarea în spațiu de consultații când se fac încă niște teste, niște investigații, dar ei nu înțeleg, ei se văd direct în salon. De multe ori nu se trebuie să salon până nu ești sigur de diagnostic și de salonul cel mai potrivit. Noua clădire este gata, când va putea fi utilă? Noi sperăm în câteva zile să facem mutarea din vechea clădire în cea nouă. Mai vorbim de locul de instalare a circulatorilor și a autorilor aparatori. În câteva zile vă vom invita în noua clădire a unității de comunicare. Care este noutatea? Care este noutatea acesteia față de cealaltă? În primul rând că este nou, că este proprietar, că avem aparate noi, avem tărci noi, avem un aparat computer tomograf nou și performant, care va fi doar al acestei emergențe, separat de tomografele spitalului, ceea ce va scurta mult de așteptare în efortul nostru de a supraveghea bolnavul mai inteligent. Sunteți medic, cât de important este pentru un doctor să-și desfășoare activitatea într-un spațiu destul de mare și totuși cu atât de multe... Este altceva și pentru noi și pentru mulțumirea pacienților, care apoi se răspunde tot asupra relației dintre noi și pacienții. Câte cazuri se prezintă zilnic sau pe 24 de ore în lucru? Medie 200, dar vârful a fost de 330 de pacienți în 24 de ore. Sunt mulți și sunt foarte grav mulți dintre ei, pentru că sunt pacienți care nu pot fi rezolvați nicăieri în acest județ, în afară de spitalul județean, din lipsa dotărilor și a continuității liniilor de gardă din celelalte spitale. 300 de...